Deși numărul cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzire este cu 4.000 mai mic decât în anul anterior, acesta rămâne destul de ridicat. Aproape 10% din populația județului se încălzește cu sprijinul statului în această iarnă. Până la această dată a fost plătit ajutorul de încălzire cu combustibil solid în sumă de 1.674.705 lei, urmând ca pe baza situațiilor care vor fi transmise de furnizorii de energie electrică și gaze să se facă plata pentru beneficiarii de ajutor de încălzire cu energie, respectiv gaze. Majoritatea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzire au fost depuse de oltenii din mediul rural. Dacă în unele comune numărul beneficiarilor depășește 250, în altele acesta este foarte mic. Clasamentul localităților cu cei mai mulți beneficiari și localitățile cu cei mai puțini beneficiari. Cei mai mulți beneficiari sunt înregistrați astfel. La combustibil solid, pe primul loc se situează comuna Ianca cu 288 de beneficiari, iar în ordine descrescătoare avem Dobrosloven cu 274 de beneficiari, Văleni 259 de beneficiari, Traian 236, Podcoava 220, Izvoarele 214. În ceea ce privește ajutorul cu gaze, avem Slatina, cei mai mulți beneficiari, respectiv 542 de persoane, Caracal 315 și orașul Balș cu 219. Dacă la nivel de mediul rural ajutorul este solicitat pentru combustibil solid, la nivel urban ajutorul este cerut pentru acoperirea cheltuielilor cu factura pentru electricitate sau gaze. De la începutul sezonului rece, când au început să se primească cereri din partea populației din municipiul Slatina pentru acordarea de ajutoare de încălzire, respectiv din luna octombrie anul trecut, până în prezent s-au primit un număr de 740 de cereri, majoritatea lor, mai bine spus, un număr de 580 de cereri, venind ca și care au cerut reducere la energie electrică. De asemenea, pe locul 2 s-au clasat cererile pentru gaze naturale, acolo unde au cerut o reducere a ajutorului de încălzire, un număr de aproximativ 130 de persoane. Anul trecut, în județ au fost aprobate aproape 14.500 de cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzire. Valoarea acestor ajutoare acordate de stat s-a ridicat la aproape 3,5 milioane lei.